No, servus lume, fac acest vlog ca să vă anunț că am ajuns și eu acasă, în balcon în sfârșit, adică acasă la mine, practic, asta e casa mea, nu mai e hotel, e casa mea. Și fac acest vlog, am mai spus odată, ca să, nu știu, să vă anunț că am ajuns acasă și că o să revenim probabil la programul de postat, opa, țineam degetul pe cameră, la programul de postat obișnuit, cum era înainte. Faza e că încă sunt obosit, adică n-am dormit decât de când am venit. Am dormit doar vreo 20 de ore și trebuie să mai dorm pentru că încă sunt foarte obosit. Acolo ne trezeam de dimineață, nici nu dormeam mult seara pentru că ne culcam târziu, râdeam ca nableții și trebuie să recuperez aceste ore nedormite, dar probabil o să facem și un live, nu știu, poate. Că, nu știu, mi-e lene așa că s-a obosit, gâtul e un pic cam nașpa pentru că o să vedeți voi, am o surpriză cam faină care o să apară pe canal, o să apară azi la 6 sau duminică la 6, nu știu când termin de editat, o să fie foarte fain, în schimb gâtul meu e un pic cam praf, după cum vedeți, oricum o să fie super tare surpriza. E pur și simplu ceva șmecher, atâta vă zic. Nu vă zic ce e mai mult pentru că după spoiler. Oricum o să vedeți pe spoiler, o să vedeți un spoiler pe Facebook, pe pagina de Facebook, puteți să intrați în descriere, dați acolo un like și profilul meu acolo, tot un like. Ok, și da, mă, cam cât e un minut deja, deja mi-a foarte multă memorie, nu mai am memorie în iPhone pentru că am făcut foarte multe poze. Da, bă, e o zi frumoasă, mă rog, bate vântul, nici nu mă mai văd. Și da, bă, totul e ok, e bine. O să vorbim mai multe prin videoclipuri despre cum a fost acolo. O să vedeți surpriza și, nu știu, să fiți gata ca la 6 să apară surpriza, da? Așa că, nu știu, stați geană să vedeți cel mai tare lucru din lume. Pățuc, bă!